Ce faceți, prieteni? Astăzi vom face vacuum. Vă voi arăta cum se face vacuumul. Acesta ar trebui făcut, să zicem, de 2-3 ori pe săptămână. Puteți să faceți și zilnic, dar ar fi bine să fie de 2-3 ori pe săptămână. Ne va ajuta să ne micșorăm talia. Eu ar fi trebuit să fac vacuum mai mult. Nu prea am făcut. Am făcut o perioadă după care am renunțat și vreau să mă reapuc din nou să fac zilnic, pentru că, într-adevăr, vezi rezultate. Corpul este mai strâns, abdomenul este mai strâns, talia parcă se subțiază un pic, vedeți că eu cum am talia destul de lată, am oasele aici și orice centimetru minus ajută. Așa că haideți să vedem! Deci vom face felul următor. Vom inspira, vom încerca să ne ridicăm abdomenul înspre cutia toracică în sus, în timp ce expirăm, după asta vom expira în tot aerul ușor. Și va arăta cam așa. Și acum ții. Și încercați să țineți în poziția aceasta cât mai mult timp cât puteți, 20-30 de secunde, țineți și vă țineți și respirația. După ce ați terminat de expirat, vă țineți respirația și apoi pauză, relaxezi un pic abdomenul, stai 15-20 de secunde, repeți procesul. De regulă se face cam 15 minute, cam 5 minute, scuze. Mai multe poziții, aceasta ar fi cea mai ușoară poziție pentru că ești vertical, după care dacă te așezi pe o bancă, de exemplu, sau pe ceva care este înunchi, îți poți crea un unghi, să zicem cam așa, 30 de grade și principiul este același. Tragi abdomenul și apoi începi să expiri. Și ții în această poziție cât poți. Și asta este, cu cât te apleci mai mult pe față, cu atât este mai greu. Și avem și ultimul punct de dificultate, care ar fi din poziție de flotare, care ar fi pe genunchi. Relaxăm abdomenul și apoi din nou. Și cam asta a fost, este foarte simplu. Principiul este să repeți constant. În sensul în care dacă îți creezi un obicei 3 ori pe săptămână, după cum am zis, vei începe să vezi rezultate. Mă apuc și eu, mai bine mai am și de slăbit un pic, nu va prinde rău. Așa că pentru asta vă recomand, veți prinde o conexiune mai bună cu abdomenul, talia se va subția foarte puțin și pe total aspectul practic va fi mai bun. Sper că v-a plăcut acest video, bineînțeles, uitați de like, uitați să vă abonați și noi ne vom vedea la video următor. Pa!